Bună seara! Astăzi o să vorbim despre o problemă pe care pe mine m-a preocupat de foarte mult timp. Și anume, de ce este lumea așa cum este. Și o să vă răspund de ce m-a preocupat pe mine, pentru că eu, fără să vreau, mă situez ca un fel de observator. Adică, hai să zicem că, fără să vreau, eu sunt nativ un freudian. Adică, practic, de cele mai multe ori, o neimplicare binevoitoare. În sensul că, fără să vreau, o parte din mine analizează tot ceea ce se întâmplă în jurul meu și orice lucru în care sunt implicat. Și asta pleacă de la orice. De la familie, relație cu părinții, relație cu, frați, surori, de la grădiniță, școală, relație cu profesori, cu colegi, cu, mă rog, toate sistemele astea de învățământ, etc. Căsnicie, relații cu sexul opus, etc. Să-mi spui care e limita, ca să știu unde să... Acolo? Bine. Bun. Ei, ideea este că toți, mai mult, de fapt toți, cred că mare majoritatea oamenilor au avut impresia la un moment dat că lumea e strâmbă, că e nedreaptă, că suntem nedreptățiți, că ceva se întâmplă, că nu e corect. Ei, și am plecat tocmai de la ideea asta, că, dom'le, totuși, dacă toți suntem nemulțumiți că lumea este cum este, de ce e lumea cum este? Și, mă rog, studiind eu creștinismul, descoper că, într-adevăr, la un moment dat, Lucifer Iisus a trecut peste Lucifer. Bun, dacă Iisus a trecut peste Lucifer, dom'le, de ce se mai întâmplă rău? Că el ar putea să spună într-o zi, stop, joc! Gata! Nu mai vreau rău! Și totuși, și atunci avem două premise. Fie Iisus nu l-a învins pe Lucifer, fie Iisus l-a învins pe Lucifer. Nu există o altă cale. Bun. Dacă Iisus l-a învins pe Lucifer, de ce este lumea așa? Mă rog, și dacă Iisus nu l-a învins pe Lucifer, atunci e altă problemă. Dar, eu am plecat de la premiza că Iisus l-a învins pe Lucifer. Și Iisus nu e singurul care l-a învins pe Lucifer. Sunt mai mulți care l-au învins pe Lucifer. Toți cei care l-au învins pe Lucifer se numesc Fii de Dumnezeu. Fii de Dumnezeu este un grad spiritual. Mă rog, sunt 34 de Fii de Dumnezeu la ora actuală în Univers. Vă dați seama, la 15,5 miliarde de ani înseamnă 2 la miliard. Ceea ce înseamnă 1 la foarte mult timp. 1 la 500 de milioane de ani. Deci, oricum, titlul de Fiul de Dumnezeu este un titlu care se obține destul de greu. Dar, admițând că Iisus a învins rău, de ce se mai întâmplă răul? Bun. Și de la această problemă am plecat eu și o să dau concluzia la sfârșit. Este concluzia mea. Mă rog, voi n-aveți decât să mergeți pe calea voastră și să ajungeți la, propria voastră concluzie. Bun. Cum este alcătuită lumea asta? Lumea asta în care trăim noi este bipolară. Bipolară înseamnă lumină, întuneric, noapte, zi, femeie, bărbat. De ce a fost nevoie de sexe? Păi foarte simplu. Pentru că această împărțire pe, sexualități face ca un individ să nu fie complet. Da? Nefiind complet, el caută să se întregească. Această întregire o caută prin cine? Prin sex opus. Și nu mă refer neapărat la fizică, de asta apar și cuplurile de gay, ci se referă strict la nivel de sine. Da? Deci sinele nu este perfect. El nu poate să fie perfect decât în armonie cu altcineva, când reformează, hai să zicem, din nou sfera inițială. Bun, nu mai există această sferă inițială, pentru că spiritele s-au divizat, au crescut, mă rog, au crescut, s-au divizat, dar această căutare rămâne ca o căutare ancestrale a perfecțiunii primordiale, a sferei primordiale. Și atunci, în fiecare din noi există această căutare
a împlinirii prin cer de lângă noi. Bun. Aici apare de ce ne naștem, de ce murim. Cred că am vorbit de atâtea ori că nașterea este, intrăm în lumea asta, cu avatarul, corpul ăsta, murim, să zicem, în partea altă, în lumea spirituală. În perioada asta, între naștere și moarte, noi experimentăm în lumea materială. Numai lumea materială este un imens teatru. Știu că s-a folosit foarte des treaba asta. Este un imens teatru în care, într-adevăr, noi suntem actori, în care noi jucăm niște roluri, noi intrăm în niște scheme, noi intrăm în niște filme. Filmele astea sunt limitate, o să vedeți. Numai nu există decât căsătorie sau celibat. Da? În căsătorie există el, ea, amantul, el, ea, amantul. Deci nu există alte posibilități. Deci noi intrăm oricum în niște scheme. Că ești straight, că, mă rog, îți găsești un amant sau amantă. Tot într-o schemă intri, într-o schemă care o regăsiți inclusiv în Shakespeare, pentru că toate schemele sociale le regăsiți acolo. De ce a fost nevoie de căsătorie? Păi foarte simplu. Pentru că căsătoria este o formă prin care se reface unitatea inițială. Din păcate, această unitate inițială făcută prin căsătorie este imperfectă, tocmai din cauza imperfecțiunii oamenilor. Și fiind imperfect din cauza imperfecțiunii oamenilor, o să fac o emisiune despre căsătorie. Automat, nicio căsătorie nu este perfectă. Și atunci, în căsătorie, fiecare își arată defectele. De ce, mă rog, apară inclusiv amantul? Unde amantul trebuie să apară? Sau amanta? Pentru că ispita demonului există. Și atunci, automat trebuie să apară și al treilea element din... Deci, așa cum este Adam, Eva și, și șarpele, așa trebuie să apară și, mă rog, amantul sau amanta în căsătorie. Mă rog, ce se întâmplă mai departe e filmul oamenilor respectiv, rolurile lor și... Asta nu. Există. Așa este făcută lumea asta. Nu proiectez eu. Astea sunt lucruri pe care le-am studiat timp de 40 de ani. În jurul meu. În relațiile. Deci în familie, prietenilor mei. Prietenii mei. Pacienți. Deci inevitabil apare. Că unul alege să meargă mai departe. Să cadă. Motive. N-are nicio importanță. Astea sunt. Bun. De ce sunt, există războaie? Dom'le! Toată lumea crede că războaiele vin de la demon. Nu. Războaiele sunt îngăduite de Dumnezeu ca formă de plată karmică a popoarelor. Fiecare popor își plătește prin sânge propriilor păcate. Adică, am o masă de oameni care adună păcate. Da? Și mai am o masă de oameni care adună păcate. Și mai am o masă de oameni care adună păcate. Formele de plată karmică se formează războiul dintre ele, iar sângele vărsat de asta spală păcatele războaielor respective. Deci până și războaiele sunt, au fost un rău necesar. Evident că sunt îngăduit de Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva. Știți principiul săbile se călesc în foc? Deci adevăratele carități sau adevăratele aptitudini sau adevărate însușiri ale oamenilor se arată în momente de cumpăr. Păi ce înseamnă momente de cumpăr? Război, cutremure, inundații, Atunci apar. Războaiele ce dau naștere? Păi războaiele dau naștere și la criminalii de război. Războaiele dau naștere și la eroi. Războaiele dau naștere și la jefuitori de morminte. Fiecare, în timpul războiului, își arată adevărată față. Unul va continua să lupte pentru poporul lui, altul se va gândi cum să-l îmbogățesc eu din ghidușie asta, să vând niște ulei de parafină sub formă de unt, ca să-i prostesc pe fraier. Și așa se întâmplă. Dar adevărata valoare a oamenilor se arată în momente de criză. Crizele, inclusiv. Crizele. O să vorbesc chiar de criza economică. Că mi-a picat și mie viza cum e criza economică. Crizele, până și crizele economice, arată, deci demonstrează calitățile unui popor. De exemplu, poporul japonez, Fukushima, sau cum a fost aia, s-au dus,
s-au sacrificat și au stat acolo. Aia înseamnă un popor care renaște, își plătește datoria, merge mai departe. Nu se poate altfel. Deci, ori o plătești prin rugăciune și post, cum e cazul nostru, noi avem mănăstiri, călugări, etc., care se roagă, postez, la. Avem oameni care sunt cu adevărat credincioși. Avem sfinți în viață, morți, etc. Ori, câte o centrală nucleară care face buf și oricum mai plătește cineva. Sau un uragan, sau atenție, un fistic. Deci, automat, lucrurile trebuie plătite. Da? Lumea este construită în așa fel, încât știți principiul, cum se numeau ea? A fost unul dintre primele jocuri care a apărut pe calculator, se numea Lemmings. Tu mai ții minte? Erai prea mic. Lemmings și sunt o specie de animăluțe care trăiesc pe un promontoriu. Lemmings și parcă. Așa se cheamă. Ei, și trăiesc pe un promontoriu. Promontoriu este un, mă rog, un vânt de țăr care iese în apă, da? Bun. La un moment dat, nu știu cu ce se gândesc ăștia. Habar n-am. Cu alge. Cu mama lor. Habar. Nu știu. Dar cert este că la un moment dat, când numărul lor depărește capacitatea de a hrăni a promontoriului, cei mai bătrâni se aruncă în apă și se sinucidă. Așa este construit. Așa e programul lor. Când sunt mai mulți decât trebuie, țăc! Să sinucid singuri. Nu știe să noate. Și s-ar noate. Și trăiesc restul. Ei, pe principiul ăsta este făcută și lumea noastră. În momentul în care ceva se întâmplă, se adună ceva, în momentul respectiv, pac, se mișcă falile, se dărâmă blocurile, mai apare câte o explozie, mai apar care lucruri care sunt firesc să existe. E firesc să fie. Da? Sunt lucruri care sunt firesc să fie? Da. Bun. Bun. În altă linie de idei, am observat niște lucruri, da? Și asta este cea mai interesantă chestie. În lumea asta există biserica. Că tot are lumea încredere cel mai mult în biserică, da? Armată. Există. Justiție. Jurnalism. Dom'le, dar mai sunt. Sport. Sunt o grămadă de din astea, da? Prostituția. Nu știu dacă nu trebuia să pun sus de tot, da? Mă rog, asta e partea de-o. Există. Criminalitate. Mafia, să zicem. Și știți ce am observat eu? Și pot să vă spun asta, un secret, așa? Dom'le, toate astea sunt conduse de și prin îngeri. Sau, mă rog, invers. Toate. Inclusiv pornografie, ce vreți voi. Că e pornografie infantilă, că e ce vreți. Absolut, război. Toate. Toate. Lupte. Și mă refer prin lupte de stradă, etc. Toate sunt conduse în, de și prin îngeri. Deci, pentru mine, lumea a considerat, a însemnat un puzzle. Nu știu dacă i-am dat de cap. Dar a însemnat un puzzle. Și eu repet și îmi place să repet. Știți, e foarte drăguț Matrix-ul, ca film. Pentru că cel care a văzut, cel care a făcut acest film, a înțeles foarte multe apropo de cum există lumea. Și în Matrix, la un moment dat, personajul, mă rog, principal, are deja pe o pisică care se tot, care
o vede de două ori. Și atunci mi-am dat seama că și eu am niște senzații, și anume, am niște scheme. Am senzația unor scheme care intri. Intri dintr-o schemă în altă schemă, dintr-o schemă în altă schemă, dintr-o schemă în altă schemă. Și zic, bă, zic, dar cum și cine face schemele astea? Adică, dom'le, dacă intru devin medic, medicină, da? Intru într-un subconștient de grup care mă agață. Și devin tributar subconștientului de grup al medicilor. Dacă intru în armată, la fel. Și am și personalitate, subpersonalitate de acolo. Și atunci m-am gândit, bine, bine, dar cum sunt făcute astea? Dom'le, și știți ce e ciudat? Am văzut cum vin, cum iau medicii, cum coboară Duhul și vin entitățile profesionale pe medic la examene, indiferent că sunt de licență rezidențiat, că sunt de... Am văzut asta. Dom'le, dar nu mi-a trecut prin cap. Că chiar totul. Am crezut că medicina, că e special. Că chiar totul e rânduit de Dumnezeu. Și, dom'le, momentul în care... Și am tot pomenit de treaba asta. Și nu mai vreau să pomenesc. Momentul în care am văzut, am descoperit treaba asta, este momentul în care am văzut un film XX. Nu o să povestesc, că mi se pare că am spus la conferință. Dar, tot ce pot spune este că am ajuns la concluzia că absolut tot ce vedeți în jurul vostru, că e sistemul de învățământ, că e pornografia, că e biserica, că e, este ghidat în și prin îngeri și, câteodată, evident, și prin demoni. Bun. De ce există? Apropo, că de ce există biserica? Cred că știe toată lumea. Că are scopul să învețe oamenii să întoarcă la Dumnezeu. Oricum, nu prea mai fac ei, cum se cheamă, apostolat. Biserica nu mai e un apostolat la ora actuală. E un ghișef. E un ghișef ovreiesc. Nici măcar ovreiesc. Că măcar recunosc treaba asta. Dar, bineînțeles că Dumnezeu are un sistem de... întotdeauna are un sistem de backup și atunci are posibilitatea să îndrume la Dumnezeu pe cei care trebuie să ajungă la Dumnezeu și pe alte căi decât pe intermediul bisericii. Bun. De ce există prostituție? Sau de ce există chestii din astea care sunt așa zise negative? Da? Să zicem prostituție. Bun. Și vă cer să faceți un exercițiu de imaginație și să vă puneți în postura lui Dumnezeu, care este peste tot, dar ăsta e cerul, da? Ăsta e pământul și ăsta e iadul. Și aici sunt drăguții de demoni. Bun. Scopul vieții, scopul vieții materiale, este tocmai să ia demonii ăștia și să-i ducă aici, înapoi, către Dumnezeu. Ei sunt fiul risipitor. Ei sunt copiii căzuți. Bun. În mersul lor către ce? Ei trebuie să treacă pe stadiul pământ. Păi de ce? Pentru că ei au niște... Deci deosebirea între demon și înger este că ei au niște pulsiuni interioare foarte mari, că nu se pot stăpâni, că au voință, că au furii, că au toate astea. Rău din ei, mă rog. Și că nu le pot stăpâni. Deci ei n-au noțiunea binelui și răului. N-au noțiunea de... Deci nu au valorile inversate, da? Și atunci ce trebuie să facă? Trebuie să se nască, să trăiască pe pământ, ca să-și ia niște lecții de viață. Bine că să nu se face într-o... Poate să stea creștinismul și așa, și în cur, și în cap. Că nu se poate face într-o viață. Și atunci ei trebuie să se nască și să-și ia lecție de viață. Bun! Se naște un demon. Dar dacă un demon este sexual și avem manifestarea demonilor care, apropo de cei care produc violul, care violează copiii, ăștia sunt un rău întrupat. Oameni care nu pot să stăpânească această posibilitate. Deci sunt demoni întrupați. Bun! Creează-le, Domne, un cadru organizat în care să-și opună cum vor ei. Și așa apare prostituția legalizată. Ce vrei? Păi eu sunt sadomaso. Foarte bine. Mă duc la doamna
care e înger, plătesc 200 de euro și mă bate o oră. Îți trage omul de bătaie cu 200 de euro pe oră. De ce? Pentru că ție îți place să fii bătut. A, ești sadic. Perfect. Te duci, dai 200 de euro la doamna și pentru oră o bați tu pe ea și îi face și plăcere. Există așa ceva? În țările nordice, care se socotesc că sunt cele mai aproape de un ideal social, există așa ceva. Bun, ce vrei? Să te bați. Perfect. Îți creăm cadrul, organizăm. Du-te frumos la sală, înveți să te bați, intri frumos în ring și îți dai în cap și nu numai în cap, în toate felurile, până când zici, stop joc, nu mai vreau, că mi-ajunge. Și atunci Dumnezeu a creat cadre organizate. Ce vrei? Să dansezi? Perfect! Te duci la discotecă. Ce vrei? Să fumezi marihuana? Perfect! Te duci la Amsterdam. Ai un prieten care e... Pandez. Da? Și îți cumpără niște jointuri și te duci frumos și tragi la jointuri în ăla până te satură. E legal? Absolut. Poți? Absolut. Și atunci, important este să existe cadre legalizate de manifestare a răului. Nu interzicerea răului. Pentru că degeaba interziții răului, totul să se manifeste, totul să se bea, totul să se fumeze, totul să se... Dar singurii care o să fie avantajoși sunt cei care fac trafic de așa ceva și scapă de tot ce înseamnă plăți la stat, de tot ce înseamnă. Bineînțeles, biserica. Deci are atâta prostie cât există în Biserica Ortodoxă. N-am întâlnit nicăieri. În univers. În tot universul ăsta. Material și spiritual. Deci este o prostie incomensurabilă în timp și spațiu. Deci, nu este treaba bisericii prostituția. Nu a fost treaba lui Iisus Hristos cu cine și-a pus-o adulteră. Sau cu cine și-a pus-o eu știu ce femeie ușuratică. Nu e treaba lor. Aia e treaba oamenilor. Nu e treaba bisericii. Treaba bisericii să-l ia pe ăsta care vine la ea din punctul A și să-l ducă la Dumnezeu. Nu cu cine și o pune, nu știu cine. Și cum și pe ce parte. Bun. Deci revenind. Inclusiv bătăile, luptele astea, trebuie făcute într-un cadru organizat. De ce? Tocmai pentru că evoluția asta, de la nivel de demon la înger, dacă căderea a fost făcută într-o clipă, întoarcerea nu mai poate fi făcută într-o clipă. Trebuie ani de educație. De ce există drogurile? Foarte clar. Păi drogurile, înainte erau folosite, erau o taină și erau folosite de preoți ca formă de conectare la lumea de dincolo. Evident că s-a răspândit treaba asta. Evident că au aflat oameni care habar n-aveau și nu pot să le controleze. Și evident în noi există și rămâne dorința de a ne întoarce la Dumnezeu pe orice cale. Evident, unele dau extra corporalizare, altele deschid, alea permit, cum se cheamă, expansiunea conștiinței, deschiderea cerurilor, poți să vezi ce e lumea de dincolo. Și evident că este foarte atrăgătoare pentru o lume care e cenușie și în care toți se îmbracă în gri și negru. Evident, până și asta cu drogurile ar trebui făcută într-un cadru organizat și legalizat, sub control medical, etc. Bun. Apropo de excrocherie și poție. Doamne, hai să vă explic ceva. Asta e un om. Și asta este hoțul. Hoțul, prin esență, este un posedat. Deci el, pe lângă el, mai are și un demon. Da? Bun. Ca să-i fure luneca Isă sacul ăsta, ăsta, trebuie să poată să facă ce face și zice ăsta. Dar ăsta nu poate să, face, să facă fără voia lui Dumnezeu. Deci orice furt, orice furt, se face cu voia lui Dumnezeu. Și atunci problema nu este de cine ți-a furat, ci de ce ți s-a îngăduit să ți se fure. Și n-am zis-o eu asta. Asta este pilda lui Iov,
care Dumnezeu i s-a îngăduit de i s-a luat tot. Și familie, și copii, și avere, inclusiv sănătatea, de a ajunsese să fie bolnav de lepră pe un, mă rog, pe o grămadă de bălegani. Da? Deci asta nu se îngăduie fără voia lui Dumnezeu. Și ca să vă dau un exemplu. La un moment dat, eu am cunoscut ex-proci, și la un moment dat, ca să înțeleg treaba asta, că nu înțelegeam, eram la Rom. Și nu eram eu foarte curat, că nu eram spovedit. Și cum eram eu singur, mă plimbam cu oalele din aia. Și eu știu țepele care se dau la noi și cu ăștia care excroci, care zic că au rămas fără benzină, da? Și la un moment dat îmi face un semn și îmi spune, domnule, am rămas fără benzină. Zic, o, iată ăștia. Până și în Italia sunt, nu mai pun farea bravo, băi. Și zice, dă-mi și mie, că nu știu ce, că până vină cu mine, că mergem până la benzinărie. Și în cel mai păzitor zice, dai 50 de euro. Și pentru ce să-i dau? Zice, dai 50 de euro. Bine. Zic, mă rog, din banii pe care îi dau 50 de euro, ăla zice, stai că îți mai dau ceva, îți vând o geantă Gucci, o nu știu mai ce, o ceacă de bluș, de piele. Zic, nu, atâta trebuie să-ți dau, la revedere. Și am plecat. Dom'le, în momentul în care am plecat, vreau să spun că eu aveam, în ortodoxie, se cheamă sacul cu păcat, știi? Și l-aveam în spate, așa, că îl purtăm acolo, pe ceafă. Deci, în momentul în care am plecat, sacul meu a rămas la expro. Deci, escro, cum se scrie? Escrocheria. Escrocheria, așa. Este formă de plată a păcatelor. Mă rog, și acolo aveam eu o ghidușie de făcut, o exorcizare așa mai drăgălașă. Și evident n-aveam cum cui să mă spovedesc. Și a fost o formă foarte rapidă ca să îmi plătesc ce aveam de plătit și să plec frumos curat să mă de treaba. Deci, extrocheria, poția, sunt forme de plată karmică. Bun. Am vorbit despre asta. Vorbim despre ce se întâmplă în lumea asta, da? Excluderia, deci hoția, formă de plată karmică. Bun. Hai să vorbim un pic despre criminali în serie. Mie drag. Sau cum a fost ăla care i-a mielit pe el, pe la Oslo. Da? Pe unde a fost de ea, mitraliat. Băia a fost îmbrăcat cu cruce, de parcă era în... Da, haideți să vă spun. Există un general american care a scris o carte, se numea Nu-i mai învățați pe copii să ucidă. Da? Și vorbește despre trupele americane care la un moment dat fac ei niște soldați de elită în războiul din Vietnam, deci ei îi antrenează, dar îi antrenează la nivelul că ăștia puteau să supraviețuiască singuri în junglă, cu un cuțit, două bețe de chibrit și cam atât, care puteau să omoare în orice poziție, cu orice și mai știu eu ce. Bun! Dom'le, în momentul în care faci un antrenament de ăsta ani de zile, ce se întâmplă cu informația unui antrenat să ucidă? Deci un antrenat să ucidă. Ani de zile. Asta se transcrie la nivel ADN. Ce au făcut soldații americani? După ce au trecut ei de psihozele și au stat prin ospiciu o perioadă de timp, că aveau 18 ani, da? Te duci în război din Vietnam, dai și stai 3 ani acolo, ieși cu creierii varză, erau aia care dormeau cu cuțitul sub. Nu știu dacă știți. A existat o carte care se întreabă... să mă gândesc. E una despre legiunea străină. E unul care ajunge, deci i-a trebuit ani de zile de terapie până să scape de cuțitul de sub pernă. Deci dormea cu cuțitul sub pernă. Ani de terapie. Bun? Bun. Și vine ăsta acasă, care are 18 ani, se antrenează până la 21-22, timp în care omoară orice, ok, și mănâncă orice, și începe să facă copii. După 2-3 ani de terapie. Păi, gena asta nu se transmite mai departe? Nu există o gena crimei. Da?
Dar există o genă care ce face? Conectează la ce? La iaduri. Și atunci dăm naștere cui? Unor demoni care au și misiuni personale. Și misiunea lor personală, îngăduită de Dumnezeu, pentru meritele noastre minunate, este. Misiunea lor personală care e? Deci, vine așa. Antrena să ucidă, se duce la ADN, se căsătorește, da? Familie. Și copii. Copiii respectiv, evident, poartă gena și nu știu niciodată ce spirit i-a acolat. Și zice, dom'le, ce minunat a fost. Și dintr-o dată s-a înarmat, s-a dus într-o școală și a deschis foc. Că normal. Că programul este în el. Și noi i-am creat. Criminalii, în serie, sunt creația noastră. În societate. Cu îngăduința lui Dumnezeu. De ce? Ca formă de plată karmică. Nu omoară, să nu credeți, că numai nu este întâmplător. Că dacă nu trebuie să fii într-un loc în care se aruncă o bombă sau se trage cu mitraliera, te împiedici pe stradă, ți-ai scântit o gleznă când ai coborât scările și s-a încheiat, nu ești acolo. Deci cei care mor sunt pentru că trebuiau să fie acolo. Nu există întâmplări în lumea asta. Adică s-a dus agișanul la Oslo și l-a mielitat. Nu! M-am dus pentru că trebuia să mă mielească. Fiecare moare acolo unde a hotărât șeful. Ok? Deci, până și astea fac parte din viața noastră și sunt program. Deci, sunt, imaginați-vă, un robot biochimic programat să ucidă pe cine? Pe ăla. El își caută victimă. Și pe ăla nu l-a făcut. Nu există întâmplări. Bun. În altă gând de idei. Am tot auzit-o pe asta cu de ce sunt barurile și discotecile lângă biserici, de ce sunt barurile lângă școli, de ce sunt și vai cât ispitesc ei copiii. Dom'le, asta este o abureală. De ce e o abureală? Foarte simplu. Deci aici e biserica, da? Mă rog. Cum o fie. Da? Și aici este discoteca. Plus, minus. Suntem într-un univers bipolar. Deci unde va fi plus, va fi și minus. Păi nu era la țară, hora, lângă biserică? Nu dansau ăia de mama focului? Nu făceau ăia, le strângeau pe fete și se dădeau fetele cu busuiec printre țâțe să miroasă frumos? Da. Principiul este același. Doar că s-a acutizat un pic. Asta e realitatea. În altă ordine de idei. Dom'le, nimeni nu bea sau fumează fără să rezoneze cu asta. Deci să nu spuneți mie că un copil care nu rezonează cu fumatul va fuma și unul care nu rezonează cu băutul va bea. Deci ne crede că educația este foarte importantă în evoluția unui om, pot să vă spun că este, dar nu determinantă. Vă dau un exemplu. Întâmplarea face că cunosc cazul. Un preot are doi băieți. Unul recuperator, dar recuperat de la cu tranganul, deci cu mers recuperat lichidități de la datornici. Da? Și unui preot. Și zicea, Doamne, ce am avut ca să te merit? Și el a înțeles un lucru elementar. Că și Dumnezeu a creat. Și îngerii, și demonii. Și el nu este altfel decât în postura lui Dumnezeu, care, până la urmă, l-a creat și pe înger, și pe demon, și implicit pe om. Nu înseamnă că e Dumnezeu că e vinovat că l-a creat pe demon. Noi avem liber arbitru. Așa sunt și copiii ăștia. Corect. Eu pot să-i spun, bă, copile, dacă fumezi cum vrei, fata tati. N-ai decât să fumezi. Dar când o să te pupe un băiat, o să zici că pupă o strumieră. Dar nu poți să-i spun altceva. Poți să iau țigara din mână? Nu. Eu pot să-i spun, bă, fumatul ucide, fumatul te scade, o să scadă dinții, se îngălbenesc,
apare riscul de sarcină pierdută, etc., etc. Dar nu o să pot să iau țigările din gură nimănui. Aici apare liberul arbitru. Și e foarte greu, da? Există. Evident, nu sunt totul de acord. Dar să fim serioși, dacă copiii n-ar chiulii, n-ar avea timp să ducă prin barurile de lângă școală. Și asta ține și de părinți și de cât atenție acordă ei relației cu copiii. Și, sincer, eu sunt de școală veche. Eu nu cred în educația cu iubirică și cu asta sunt căcaturi. Adică, lumea asta nu este educație prin iubire. Dacă vă uitați, lumea asta e creația lui Dumnezeu. Iar iubirea, iar relația, educația în lumea asta, este cu iubirică, dacă ești iubirică cu minte și ascultător, și cu joacă, dacă nu ești ascultător și nu faci ce trebuie. Deci, cu cât ești mai rău, cu atât este lumea asta mai... Cum se cheamă? Dură, mai aspră, mai pedepsitoare. Eu mă iau după principiile divine, da? Ori principiul divin al educației acestei lumi este educație cu joacă. Adică exact pe principiul, îmi pare rău, dar comuniștii la fața asta aveau dreptate. Principiul cerului este, nu poți, te ajutăm. Nu știi, te învățăm. Nu vrei? Te obligăm? Îmi pare rău, nu ia comuniștii la... Ia cerului. Eu n-am nicio problemă. Deci eu sunt de la care am învățat cu joaca. Deci... Dar atunci înseamnă că nu pot să recunosc adevărul. Dumnezeu ți îngăduie, corect, oamenii. Și când ți-o dă, ți-o dă așa din fundul grădinii de tăsată. Și atunci, îmi pare rău, eu nu prea cred în educația cu iubirică. Dom'le, cu iubirică, iubirică, dom'le, când îți dau oameni, te lipesc de pereți. Bun. Evident că existența hoților extorcilor, când am uitat, apare apariția poliției. Poliția trebuie să fie îngerii lui Dumnezeu, coborâți pe pământ, să împartă dreptatea. Corect. Din păcate, la noi, preoții nu mai sunt îngerii lui Dumnezeu, sunt de-a dreptul așa, și nici poliția nu este întru totul. Deci, cum să vă zic eu, pătura politică, pătura conducătoare a acestei nații trebuie să fie oameni cu vibrație mare. Minți luminare. Da? De aici s-a spus la un moment dat, iluminiți, pentru că erau oameni iluminați care duceau masele mai departe. Nu știu, nu sunt iluminați, sunt, nu știu, înnegurații. Înnegurații din toate ramurile acestei societăți. Bun. Și atunci, soluția, cum să zic eu, problema este că la noi au ajuns în funcții înalte oameni care n-au nici împlinit nici mânecă cu adevărurile divine, cu justiția divină, nici măcar nu-i interesează. Nu numai că nu o știu, dar nici măcar nu-i interesează. Și din cauza asta e rahatul care e. Și în biserică, și în politică, și în medicină, și peste tot. Că au vrut să sus niște nimeni în drum. Pe criterii politice, nu pe criterii profesionale. Și în niciun caz pe criterii de valoare. Da? Ei, și asta trăim în lumea în care trăim. Da? Deci, e foarte firesc. Evident că există opusul lumii astea. Da? Bun. Magia. Doamne, tot toată lumea sunt. Eu am rămas... Primul lucru care mi-a zis Părintele Agato, eu am fost foarte dur. Deci, țin minte că la prima mea exorcizare, aveam un demon care nu vrea să iasă, știi? Și... Cum eram noi acolo... Eu i-am zis, ieși, e trăznitea Dumnezeu și Maica Domnului. Și pe Părintele Agato l-a făcut arăsul. Deci râdea și nimeni n-ar să creadă. Eu, ca fond, sunt dur, da? Și... primul lucru pe care mi-a zis în momentul în care am învățat eu mult, a zis, Doamne, nici pe vrăjitor n-ai voie să-i omori. Și am zis, cum n-ai voie să-i omori pe aia care fac rău? Păi n-ai voie să-i omori. Și el mi-a zis așa, Doamne, dacă eu mor, după aia se duc la Dumnezeu și zic, Doamne, eu am vrut să mă fac bun, dar uite, m-a omorât Argeșanul. Și n-ai voie să-i omori. Ai voie să-l iei una alta, să-i lași așa mai autiști, dar n-ai voie să-i omori. Da? Și, adică, îi scap un pic de le scazi IQ. Dar n-ai voie să-i omori, ok? Bun, dar de ce există magie? Păi foarte simplu. Avem plăți karmice, da? Pe la ora actuală, nu mai poți să te duci peste cucoana aia care ți-a făcut rău în altă viață. Sau... Și atunci, de magie.
Și se duce doamna și ia o păpușă și începe și dă cu acul și la lașurului și până îl bagă pe la spital. Evident, nimeni nu poate proba nimic. Evident, justiția nu poate să zică nimic, că degeaba zicea deja ăla l-a omorât pe ăla și ăla. Pentru că nu are nicio valoare juridică. Ok? Și atunci apare magia ca formă de plată cariu. Care nu poate să fie, cum să vă zic eu, probată din punct de vedere al justiției umane. A, și până ajungem noi la justiția lui Dumnezeu, mai durează, că Dumnezeu de la să ne facem de cap. Și atunci, magia, chiar și magia, este necesară. Plus, eu sunt om care a învățat cu joacă, da? Deci tot ceea ce știu în dezlegările de magie, știu pentru că mi s-a făcut. Bun. Mai apare ceva. Eu am fost băiat bun. Hun, turc, tătar. Și evident că mi-am luat doamnele cum? Călare. Care? Asta. Bun. Puf! Eu o puneam pe șoară la care. Da? Lângă pastrama de oaie. Ok? Bun. Și în momentul respectiv, evident că am greșit. Dar pe vremea aia așa era modelul. Ei, în viața asta, sau mă rog, nu mai poate doamna să mă ia și să mă lege de calorifer. Dar nu se poate. Din punct de vedere al justiției umane. Și atunci îți leagă frumos creierașii, ți-i pune pe bigotiu și te duci frumos singură. Stai acolo până când magia este dată de așa zisii îngeri păzitori ai carmei. Adică demoni. Și asta le explic la mulți. Voi, dacă este o magie care nu are legătură cu karma, da, putem să dezlegăm oricând. Dar dacă este o magie care are legătură cu karma, pot să vină, nu unul, 10 soboare de preoți. Că nu dezleagă și stă acolo până când hotărăște Dumnezeu. Și dacă, mă rog, eu i-am făcut ce am făcut Doamne, evident că Doamna mă va lua și mă va ține frumos până când îmi plătește ce am de plătit. Și când am plătit ce am de plătit, fug ca și câinele din lanț. Înțelegeți? Deci asta este principiul. Cum să zic eu? Nimeni. Și sunt mulți care vin la mine tocmai ca să întrebe. De ce, Doamne, știți, Doamne, Doamne, copilul meu, că s-a căsătorit cu nu știu cine, că e țigan, că nu știu ce, că nu știu cum, că l-a legat. Și măsori. E karma. La revedere! Se poate și măsura și cât mai are de stat. Și spui. Doamne, chit că postești, chit că nu postești, chit că te duci la pop, chit că nu te duci. Tot atâta mai stă. Că dacă e plată, n-ai ce să-i faci. Da? Deci, motivul pentru care există magia este ca formă de școală, plată karmică, da? Școală spirituală. Mamă, să vezi dacă ești legat. Să vezi ce repede umbli prin biserici. Și vezi că nu-ți găsești leacul la doctor, imediat trece între biserici. De ce? Pentru că așa suntem noi cu Hristos. Dacă ne merge bine, trai din el. Distracții, chefuri, păpică, somn, sex. Nu mai interesează pe noi, drept. Dar să vezi când îți bagă, să vezi ce repede te miști. De ce este lăsat răul să se manifeste? E o întrebare foarte drăguță. Pentru că nu se poate altfel. Imaginați-vă un balon care se umflă. Și se umflă, și se umflă, și se umflă. Dom'le, dacă el se umflă așa și nu-i dau un loc să se... nu-i dau drumul cât de puțin. Deci el are gura lui naturală, da? Și îl leg aici, da? Și dacă nu-i dau drumul să iasă un pic de aer, ce se întâmplă? Se sparge bubuie. Corect? Și atunci, sexul, mă refer la sex, la pornografie, la nivel planetar. Noi discutăm aici la nivel planetar, nu la nivel de om. Dar și la nivel de un subconștient funcționează la fel. Sportul, inclusiv sporturile de contact, sunt forme, discotecile, deci dansul, ce altceva. Mă rog, sunt mai multe. De astea în care te
distracțiile, parcurile de distracție. Sunt forme de defulare. Da? Asta se numește defulare. Adică de eliminare a energiei negative de la nivel de subconștient. Bun. Și atunci, de asta ziceam, ringul, octogon. Este o formă, sportul, stadioanele, sporturile de echipe, fotbal, sunt forme de manifestare a subconștientului de grup. Se manifestă acolo. De-aia apar și ultrașii. Ultrașii sunt o formă de manifestare a subconștientului de grup a acelei formații. Care se manifestă violent. E o grupare mică, dar care există și va exista întotdeauna, pentru că întotdeauna există unii mai nebuni. Da? Deci astea sunt forme de defulare. Și asta este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu lasă să se manifeste răul, dar creează cadre legalizate de manifestarea răului. Sportul este un cadru legalizat de manifestarea răului. Boxul, ringul de box, octogonul, tatami, sălile de antrenament, discotecile, bordelurile în țările civilizate. Sunt forme de defulare. Dacă nu defulează acum, defulează pe cel mult. Tot defulează. Crezi că mă interesează pe mine că știți, dacă noi ne băgăm capul în țărână și zicem că nu există, nu înseamnă că nu există. Și faptul că nu acceptăm legalizarea sau prostituții sau totul, nu înseamnă că nu există și nu o să existe pentru bala din contul. Și va fi mult mai, și este mult mai negativă pentru un popor să existe un cadru ilegal, decât un cadru controlat, legalizat. Adică, decât să ai bătăi de stradă sau curse ilegale de mașini, mai bine ai raliuri, VTM-uri, litiuțe, care omul vine, își bagă banii în mașină și se dă cu mașina aia, ca să satură. Deci eu, înainte să merg la raliuri, mergeam cu 200 și ceva pe străzi. Nu eram conștient de ce se poate întâmpla. Să vezi și cu minte merg acum. 130 pe autostradă. 40. Mă grăbesc, mă mai cad. Dar altfel, toți cei care merg foarte tare, de fapt, sunt niște frustrați care ar trebui să meargă. I-aș obliga. Ești bun. Mergi cu 260. Perfect. Fă o școală de pilotaj în Finlanda. Dă 4.000 de euro, că ea e cea mai ieftină. Și dă-te, frate, la liniuță sau la raliuță. Că ești bun. Și tot așa. Vrei să te bați? Perfect. Intră în ring. Vrei să? Du-te acolo. Dar creează omului un cadru legalizat de manifestare a răului din el. Pentru că el oricum se va manifesta. Într-un fel. Ce se întâmplă dacă răul s-ar manifesta liber? Băi, dacă răul s-ar manifesta liber, ne-am luat cu milă de cap. Ceea ce ne protejează pe noi este Dumnezeu. Haideți să vă spun așa. Asta este o informație de ultimă oră. O să o găsesc prin cărțile altă. Bă, copii. Ăsta e omul. Da? Ăsta e sinele lui. Ăștia sunt centri energetici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da? Fiecare de asta face un câmp. Toate câmpurile astea sunt create de Dumnezeu. Deci câmpurile astea energetice, centrele, sunt create de Dumnezeu. Pentru ce? Pentru protecția mea. Deci dacă noi n-am avea câmpurile astea, am fi vai de cap nostru. Pentru că atunci orice demon, orice boală, orice energie negativă, orice ne-ar putea duși. Pentru că nu suntem sfinți. Și vă spun cum mi-am dat treaba, seama de treaba asta. A existat un moment în viața mea în care Dumnezeu m-a lăsat fără nicio protecție divină. Doamne, protecție zero. E îngrozitor. E o etapă a evoluției spirituale. O încercare în care de fapt atunci vine rău peste tine. Este culmea ispitelor. Nu e vorba de ispite propriu-zis. Se agață de tine. Mă rog. Și te lasă cu protecție divină zero. Zero. Deci nu ai un câmp. Nu ai nimic. Ești tu. Deci când pui mâna pe tine, nu mai treci prin câmpuri. E direct
nașpa de tot. Ceea ce ne protejează noi, pe noi, de accidente, de boli, de radiații solare, de ce vreți voi, sunt tocmai aceste câmpuri care sunt de la Dumnezeu. Slavă Domnului! Că le avem. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne dă. Așa că ne-a luat cu capul de cap. Ne-a luat cu mâinile de cap, dacă s-ar manifesta rău. Păi imaginează-ți că asta vine și suntem unde aia, cu un buzdugan de la cap. Dumnezeu, da, una are dor. Deci nu, pe aia cu somn. Știți, la un moment dat mă gândeam, mie nu-mi place chestia cu exorcizarea. Adică, eu am studiat exorcizările. E treaba mea. Și, evident, mi-a fost frică de exorcizare. Și a fost exorcizarea, aveam înregistrată exorcizarea de la Sfântia Mântuită de Părintele Clopa. Și pe vremea aveam un duhovnic pe Părintele Dosoftei. Și Părintele Dosoftei. Și mă duc la Părintele Dosoftei. Părinte, ați auzit exorcizarea făcută de Părintele Clopa la Sfântia, la Părintele Dosoftei? Lasă-mă, dragul, sunt prostiile. Astea sunt prostii. Zice, trebuie să înțelegi. Trebuie de toate prostiile care se fac. Eu am rămas blocat. Adică, Marele Clopa, care făcea exorcizări. Și mă duc la Părintele la duhovnic și îmi spune, lasă-mă prostiile. Trebuie să înțelegi. Alea sunt un fel de teatru. Da? Sunt un fel de teatru îngăduit de Dumnezeu pentru prostime. Corect. Să înțeleagă că mai există și altceva. Dar, vă dați seama că când m-am ajuns la Părintele Argatu și în timpul moliftelor s-a ridicat doamna de la sol ca în exorcistul și a dat cu ea de pământ, nu prea m-a mai plăcut. Și atunci am întrebat tata, de ce îngăduie Dumnezeu exorciștii ăștia care fac exorcizări așa, totuși? Din următoarele motive. Deci, întrebarea era, de ce există exorciști? Mă refer la exorciști, cum a fost, de exemplu, Părintele Argat. Pentru că o exorcizare poți să faci foarte ușor. L-ai văzut, omul respectiv se duce acasă, când se trezește, e bine, mersi, nici nu știe că... Zice, bă, zice, dar parcă nu am fost bine. Dar de ce sunt bine acum? Deci nici nu știe că a existat. Asta e o exorcizare foarte frumoasă și făcută fără mult tam-tam și mai știu eu ce. Și mă întrebam, de ce există totuși exorcizarea asta făcută cu tam-tam? Pentru că e nevoie. Oamenii nu mai cred în existența demonului. Eu știu că există, da? Dar oamenii trebuie, ei nu văd, nu aud, nu simt. Și pentru că nu văd, nu aud, nu simt, atunci ei au nevoie de așa ceva. E drăguț acum lupta cu rău. Deci vreau să spun ce am pățit la o exorcizare, când m-am jucat eu cum nu trebuia, că eu sunt un fel de ucenic greșitor. Am greșit exorcizare, evident că... E ca la maioneză. Mi s-a tăiat. Doamne, și mă duc să mă închin. Fiți atenți. Și stăteam. Stăteam în stație între Biserica Sfântul Ioan. E porțiunea aia de tăcerea de pietoni între Unirea și Cocor. Da? Aia, cum urci spre Circul Famei. Kilometru. Doamne, și cum stăteam la stop? Vin mașinile de sus, da? Dinspre Sfântul Mină. Ah, și se duc pe cheiul de Măviță. Și cum stăteam așa frumos, eu singur, în spate, nimeni, vine o mașină. Dă-mi și mă împinge ceva în față. Și am sărit în fața mașinii. Evident că eu nu sunt de bun, că eu nu sunt sinucigaș. Tu! Norocul meu e că ăla, nu știu, domnule, parcă a fost cu piciorul pe frână. Pentru că a frânat la milimetru de mine. Adică nu te joci cu rău. Dacă e să ți-o pune, ți-o pune. Atunci trebuie să fii foarte atent, apropo de rău. Apropo de exorcizările astea. De asta îngăduie Dumnezeu exorciștii, tocmai ca să arate că există rău și fac parte din tabloul și universul acestei lumi. De ce există oameni care slujesc răului și folosesc răul? Foarte simplu. Pentru că noi să fim un univers bipolar și avem și preotul, avem și vrăjitoarea, avem și, eu știu ce, avem și... Deci,
fiind un univers bipolar, automat există cei doi coli și albul și negru. V-am zis, acum nu mai știi care sunt. Că sunt popi inițiați pe întuneric, sunt masoni inițiați pe lumină, deci nu mai știi care e albul, care e negru, asta numai Dumnezeu mai știe după sufletele fiecăruia. Da? Deci numai Dumnezeu știe ce e în sufletele oamenilor. Dar cert este că, fiind un univers bipolar, automat să existe și oameni care slujesc răului. De ce sunt oameni care simt că nu aparțin acestei lumi? Foarte simplu, pentru că sunt oameni care nu aparțin acestei lumi. Evident că în lumea asta există, ziceam, mai multe tipuri de oameni. Și există, unul, demoni. Ei sunt în universul lor. Pentru că lumea e o formă și o formă de manifestare. Există oameni născuți pe Pământ. Adică sub 4,5 miliarde de ani. Adică sunt entități demoni care au apărut, s-au născut prima oară pe Pământ, pe planeta asta. Da? Evident că ei au avut mai multe încarnări pe planeta asta. Sunt foarte... Trebuie să se simbioză cu această planetă, pentru că fac parte din această planetă, da? 3. Există fiii de Dumnezeu care sunt veniți de pe altă planetă, deci peste 4,5 miliarde de ani. Și care, evident, au și ei mai multe vieți pe planeta asta, deci ei se simt și nu se simt ai acestei planete, deci știu să trăiască pe planeta asta. Dar nu se simt ai acestei planete, pentru că își dau seama că sunt altfel. Dar ăștia de multe ori au fost regi, prinți, prințese, au avut și roluri înalte și roluri luase în viața planetei aici, da. Există îngeri întrupați, care sunt îngeri întrupați la prima venire pe Pământ. Deci nu au mai fost niciodată pe Pământ și au venit pe Pământ, mă rog, să experimenteze. Sunt îngeri experimentați care sunt întrupați la prima venire, dar au fost îngeri păzitori de oameni. De exemplu, un înger războinic, care a fost îngerul războinic al lui Napoleon. Dom'le, când se întrupează, va avea alte caracteristici decât un înger care vine întâi așa de pentru prima oară. Deci el a trăit pe Pământ, Napoleon a fost și la curve, a fost și împărat, deci are mai multă experiență. Puțină și lume știe viața lui Napoleon, da? Și Napoleon trecut s-a făcut școala de artilerie și între timp se ducea la rude, nu știu unde, și lua câte o fată care nu era cea mai frumoasă, că nu-și permitea el fete de lux, și depunea anecdote. Deci are, el are și Îngerul păzitor al lui, automat va avea și cunoașterea aia, dar și cunoașterea lumii astea. Înțelegeți? Bun. Și după aia mai sunt extraterestri, adică entități care sunt venite ca să... Imaginați-vă că într-o zi ați putea să vă duceți într-o lume cum sunt negrii de pe Amazon și să trăiți în condițiile lor luând corpurile lor. Ați face-o? Să vedeți de curiozitate cum trăiesc că e acolo? Cred că o experiență interesantă. Da? Să trăiești prin Amazon, să pescuiești, să vânești și să mănânci eu știu ce. De ce? E foarte drăguț. Da? Și extraterestrii care evident nu au nicio experiență în lumea asta, dacă nu au fost și la rândul lor, că până și extraterestrii pot să vină la un moment dat ca și entități superioare, cum am zis eu, care au insuflat geniile, da? Extraterestrii, să zicem, a fost geniul unora. Altor oameni. Ok? Deci de asta, evident că ăștia, mulți dintre ei nu se simt de pe planeta asta. Iar nici fiii de Dumnezeu nu se simt de pe planeta asta. Bun. Mai departe. De ce există contradicții între biserici? Doamne, până știi ceva? Să te-am și mă gândeam. Doamne, cum a reușit? Cum a făcut Dumnezeu? Și îmi făceam probleme.
că s-a produs schisma, că noi așa suntem învățați. Vai, ce mare nenorocire! Când s-a despărțit Biserica Catolică de Biserica Ortodoxă. Dom'le, tu seași cu juniul! Deci și Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică sunt tu seași cu juniul. Și nu sunt deținătoare adevărului suprem. Și foarte bine că l-a descoperit Dumnezeu. De ce? Dom'le, în momentul în care ar fi fost o singură biserică, asta nu numai că ar fi fost mare, dar ar fi fost și mare și proastă. De ce? Pentru că are niște limite și niște scheme de gândire extraordinare. Și multe dintre problemele oamenilor se datorează tocmai bisericilor și învățătorilor. Cum ar fi? Problema legată de sexualitate, problema legată de relații cu celelalte sex, problemele legate de homosexualitate, problemele legate de... Multe se datorează învățătorilor biserici. Foarte multe. Deci dacă psihologia ar lua tot ce spun Sfinții Părinți, ar fi dezastru. Bun. Și vreau să spun ceva. Ca o noutate. Știu, părintele meu, după părintele Arca, își dorea foarte mult unirea bisericilor. Și eu nu știu ce spuneam. Ei, n-ar extraordinar. Să unească tu seași cu junghiul. Dom'le, și nu m-am schimbat. Deci de când am murit ieri și până acum, tot tu seași cu junghiul, zic. De ce? Pentru că aș putea spune că Biserica Catolică a evoluat foarte mult. Și a început să... Eu am acum mai mulți preoți la catolici să învețe despre rechii și despre altele decât preoți ortodoxi. Adică sunt mai deschiși la minte. Ei studiază. Băi, văd, vor să vadă. Bă, Ardeșanul ăsta e cu capul? Sau e pe bune? E vreunul de la întrupacul marele și cu coarne și cu coadă? Sau mai zice și adevărat? Da? Bun. Deci, din punct de vedere, Biserica Catolică este mult superioară Bisericii Ortodoxe, care este limitată și limitativă. E limitată ea și limitează și pe alții. Bun, slavă Domnului că nu stă nimeni în biserică. Adică în sensul că Dumnezeu nu stă în Biserica Ortodoxă și când e vorba să facă planurile divine și mai ales de evoluția oamenilor, nu are nicio treabă cu Biserica Dumnezeu. Dar asta încercam să spun. Bună, și schisma Bisericii e îngăduită de Dumnezeu. Pentru că și Biserica Ortodoxă greșește și Biserica Catolică greșește. Biserica Ortodoxă greșește că ea nu crede în purgatoriu. Și scuze-mă, purgatoriu există. Credeți-mă pe cuvânt până la asta, că l-am vizitat și am văzut cum e. Bun, până o să vă duceți voi să vizitați mai e. Iar Biserica Catolică greșește pentru că celibatul bărbatului și neacceptarea femeii în taina Euharistiei îi slăbește pe o putere. Plus că Biserica Catolică a despărțit omul de Dumnezeu prin faptul că numai preoții au voie să bea vin, iar oamenii care sunt superiori cu adevărat, n-au voie să bea vin. Oare asta ce face? Adică l-ai împiedicat pe om în relația cu Iisus Hristos. Ceea ce e greșit. Deci nimeni, nici o biserică, nici amândouă luate la un loc, n-au voie să intervină în relația mea cu Hristos. Hristos a venit pentru mine, păcătosul, nu pentru El. Și atunci, intervenția asta a bisericii este greșită la amândouă. Faptul că și-au împărțit ele între preoți, episcopi și medicini, și asta este problema lor, dar nu are nicio treabă cu oamenii și cu ce cu Hristos. E cu treaba oamenilor. Bun. Deci, până și contradicția asta între biserică a fost îngăduită de Dumnezeu. Până și războaiele de credință a fost îngăduită de Dumnezeu. Ca să înțelegem că scopul nu este a ucide. Dacă eu îmi doresc să ucid, voi credeți că eu aș mai face asta în numele Dumnezeu? Să ucid? Nu. De ce? Pentru că îmi dau seama că nu. Ăsta este sensul. Da? Indiferent de credință. Să fie un război mine, eu sunt primul care plec. Oriunde! Oriunde. Eu să trag un glonț. Dacă în Revoluție mi-a părut rău că n-avea mare... Acum, dacă începe Revoluție, eu aș fi primul care aș pleca. Și nu din lașitate, ci că am înțeles că nu ăsta e sensul. Și că patria e acolo unde e bine. Unde e rău. Bun. Motivul pentru care se ceartă între ei maestri și sunt îngăduite. Păi să știți că foarte simplu. Exemplu. Să zicem eu. Asta sunt eu. Și eu m-am întrebat la treaba asta. Și eu cresc cu maestru. Și maestru ăsta, dintr-un motiv oarecare, de el știut, crede la un moment dat, din păcate, mulți e proști. Și dacă ar fi citit bine cărțile mele, ar fi văzut, mie mi-e milă să-l lovesc. Și vă spun și de ce mi-e milă să-l lovesc. Pentru că
știu ce înseamnă. Știu să lovesc. Și când un maestru știe, nu face. Și nu-i corect față de ăla. Ei, dacă ar fi citit cărțile mele, ar fi văzut o pildă. Pilda se cheamă Tigru și Pisica. Și pentru cei care nu știu, o reamintesc. Se spune că tigru se întâlnește cu pisica. Și pisica era grasă și frumoasă și tigru era slab și schilot. Și întreabă, măi pisico, dar ce bine arăți? Dar ce bine îți merge? Dar cum de ești tu atât de bine? Păi zice, eu am învățat să vânez. Și eu vânez. Și vânez, mănâncă niță, păpică, totul e bine. Dar tu? Eu nu știu să vânez. Și mănânc și eu cât un ungur de brad, cât un ungur de pin, cât o algă, cât un fistic. Nu mă aveți și pe mine să vânez? Ba da, zice pisica. Și nu învață să se furișeze, să se ascundă în tufe, să stea împotriva vântului, să aia, dar uită ceva! Uită să cațe, uită să rămânețe să cațe în copac. Zice într-o zi, te-am învățat tot. Știi tot. Și atunci tigrul se gândește, zice, care e primul vânat și cel mai aproape de mine? Pisica. Și de s-o vedeți. Și atunci pisica, zup, în capac. Morală. Și am spus-o. Bă, nimeni, indiferent cât e de prost, nu o să vă spună tot. Și își va păstra, indiferent cât este mai și mai ales dacă este un maestru lucrător și un maestru de arte marțială, își va păstra acea lovitură care te pune pe bord. Și e firesc să fie așa. Da? Bun. Și atunci Dumnezeu ce face? Îl lasă pe omul respectiv. Nu Dumnezeu îl conduce. Îl lasă. Și ia dracu, mințile, și se duce gândirea la minus. Sănătatea gândirii se cheamă. Și începe să creadă că el este miezul din gălușcă. Și începe să atace maestrul. Și când începe să atace maestrul, Dumnezeu te lasă. Și răspunzi. Pac. Frumos, artistic, primar. Pac. Pac. Și din asta învață maestru. Evident că învață. Că el l-a învățat. Da? Și e pentru el în antrenament. În momentul în care sare calul, mă rog, și persoana respectivă atacă copii, familii, business-uri, etc., atunci intervin asta. Aș. Și ăsta se trezește pe bord. Așa e interes. Și eu am zis, doamne, și celor care au făcut combat, bă, citiți. Combat. Chin. Și acolo am spus, domnule, eu pun acolo 0,5% din cunoașterea mea, care este mai mult decât și reprezintă 5% din cel mai bun maestru de la ora actuală. Mai fi crescut între timp. Bun. Deci, ca idee, până și lupta este găduită între maestri ca formă de antrenament. În momentul în care se sare calul, atunci intervine Dumnezeu. Dar este făcut special ca ceilalți să se antreneze, să înțeleagă și să dobândească respectul. De ce? Pentru că știți, un adevărat maestru e Diocel la lașul lui. Și la un moment dat zici că îl bați cu șapca udă și îți iei ca orice. Și ca dovadă, eram eu pe la gradul 4 de la radiestezie și băi, mi-am luat-o rău de la gradele mari de la radiestezie. Bine, m-am dus și cu tupeu și cu vorba aia, gaze în cap. Și pentru că m-am dus așa, m-am dus la nivelul la care am spus să vină toate gradele voastre de și vin și o să lupte. Și evident că mi-am luat locul meu. Dom'le, dar a fost cel mai bun antrenament al meu. Pentru că eu nu vreau să mă omor. Mi-au tras un didactic. Ei, tot antrenamentul ăsta de luptă pe care l-am făcut cu Societatea Română de Radiestezie. Deci am ajuns până la comandor și i-am zis că nu-i corect că gradele mari să atace gradele mici. Era gradele mici. Și zice, ce grad sunteți, domnul? 3 sau 4 ani atunci. O să înțelegeți mai târziu. Mă rog. Și adevărat că mi-am luat-o ca urși pe toate, pe sări, pe spații, pe orice. Dar în momentul în care am întâlnit cu adevărat oamenii care
omoară și nu am nicio problemă să omoare din punct de vedere al magiei, mi-a prins foarte bine. Bun, și încă o întrebare apropo de lumea asta. Există o schemă conform căreia se întâmplă de multe ori să iubești și să nu fii iubit și să fii iubit și să nu iubești. De ce se întâmplă treaba asta? Pentru că iubirea este țelul ultim. Și iubirea ca țel ultim presupune să pot să-L iubesc pe cel mai mare dușman al meu ca pe cel mai bun prieten al meu. Și iubirea necondiționată presupune să ajung la nivelul la care iubesc necondiționat, inclusiv pe cei care mă rănesc. Mie milă de ei. Sincer. Dar și îmi pare rău de ei. Eu știu ce înseamnă. Deci vreau să vă spun ceva. Nu există armă pe care să nu o fi testat pe nimeni, pe mine. Și știu ce înseamnă. Da? Am vrut să văd ce înseamnă. Să dai capul, mână, piciorul, da? Să ai axa. Și știu foarte bine cum se simt. Și atunci eu am testat special ca să nu am în mine dorința de a ataca decât în momentul în care nu se mai poate afla. Tocmai pentru că știu ce rău pot să fac. Da? Și atunci, asta înseamnă iubirea. Dom'le, și Dumnezeu ne iubește și ne lasă. Nu înțelegeam de ce Dumnezeu este atât de îndelung răbdător. Dumnezeu este îndelung răbdător tocmai pentru că ne iubește și ne dă ultima șansă. Până în ceasul al 12. Până la ceasul 12 fără 5. Fără un minut. Fără o secundă. Ne așteaptă. Dar în momentul în care ai ajuns în ceasul al 12-lea și știți cum? Limbile astea s-au suprapus, atunci s-a încheiat istoria. Bun. Deci țelul final al acestei lumi este dobândirea iubirii necondiționate. Asta presupune să iubești fără să fii iubit. Să dai fără să ceri nimic în schimb. Presupune să înveți fără să ai așteptări și să ajuți la fel, fără să ai nicio așteptare, să recunoască măcar ajutorul ăsta. Asta este, până la urmă, țelul ultim. Și ca o concluzie personală, lumea este așa cum este, pentru că așa vrea Dumnezeu. Și El o vrea așa și în înțelepciunea Lui consideră că asta este cel mai bine să fie. Și atunci soluția este ca noi să o acceptăm și să ne adaptăm în lumii. Eventual, știți că eu am încercat să schimb lumea. Sunt dintre cei care am zis, Doamne, și m-a întrebat cineva, un tip foarte cunoscut, tu ce vrei de fapt? Și i-am zis, vreau ca lumea asta când o să pleci să fie altfel decât era când am venit eu pe Pământ. Corect. Dintr-o anumită perspectivă este corect. Dar, printr-o altă perspectivă, nu e corect. Este corect să creezi un cadru pentru ca oamenii care vor, pot și vor și trebuie să se urce la Dumnezeu să urce, dar, în același timp, trebuie să creezi un cadru și de evoluție pentru celelalte spirite. De asta am pus și arte marțiale, de asta am pus și pilotaj. De asta o să fac și alte chestii. Special ca să creăm un cadru optim de evoluție pentru orice spirit. Poate să vină de la minus 60, dar să se nască pe Pământ și să aibă cadrul de dezvoltare. Poate să vină de la plus 100 din cel 10, să aibă cadrul de dezvoltare și să se manifeste în lumea asta. Adică în lumea asta trebuie să o facem în așa fel încât să poată manifesta toate tipurile de spirit și să-și ia lecțiile de viață toate tipurile de spirit. Așa văd eu lumea lui Dumnezeu și lumea creată de Dumnezeu. Și concluzia mea, lumea trebuie lăsată așa cum este. Trebuie îmbunătățite sistemele de manifestare ale oamenilor. Că e vorba de sport, că e vorba de prostituție, că e vorba de droguri. Trebuie că creează niște cadre legale de manifestare, inclusiv a răului. Da? Lumea n-au decât să facă ce vor. Da? Și ca o privire asupra vieții,
am încercat să privesc lumea, știți, un pic de sus, și am ajuns la concluzia că Dumnezeu este cel mai mare regizor, scenarist, scenarii care sunt miliarde, care sunt schimbabile, care ne permit să ne manifestăm Spiritul. Adică lumea asta, în esență, este minunată. Dacă o vezi prin ochii unui regizor, este extraordinar. Iar Dumnezeu? Cel mai mare regizor la aceste lume. Lumea e Dumnezeu. Lumea este scenariul lui Dumnezeu. Lumea este regia lui Dumnezeu. Dumnezeu, lumea este bun. Nu știu în ce măsură m-am fost de folos. Cert este că eu am ajuns să iubesc lumea așa cum este și am înțeles inclusiv părțile ei rele. Am înțeles că până și boala, da? Până și boala, până și durerea sunt pozitive în esență, pentru că ele ne ajută să înțelegem și să evoluăm. Am înțeles că până și suferința sufletească, iubirile, divorțurile, despărțirile, detașările de bani, familii, copii, sunt forme de învățare. Și că, până la urmă, totul este făcut pentru binele și evoluția noastră. Vă mulțumesc! O seară bună vă doresc! În continuare!